Consiliul Județean Mehedinți implementează în perioada 2017-2019 un nou proiect transfrontalier comun în parteneriat cu Primăria Golubăț din Serbia. Rezultatele obținute în urma implementării proiectului vor consta în 5,4 km drum județean reabilitat în județul Mehedinți, drumul județean 607B Bunaica Cireșu și 3,9 km drum nou în localitatea Golubăț din Serbia. Așa cum vă spuneam cu luni de zile în urmă, aveam așteptări foarte mari că proiectul va fi finanțat. În urmă cu două luni și ceva am semnat contractul de finanțare, iar în momentul de față suntem în faza în care am lansat procedura de achiziții pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică pentru această investiție, constând în reabilitarea și modernizarea drumului județean 607B Bunaica Cireșu. Valoarea totală a proiectului, proiect care se realizează în parteneriat cu primăria localității Golubăț și din partea acestei localități din Serbia participă cei doi domni de lângă mine. Este, așa cum spuneam, valoarea totală este de aproximativ 1.900.000 de euro, iar noi reabilităm drumul în lungime de 5,4 km. Dincolo la Sârbi se realizează un drum nou în localitatea Golubăț, în lungime de aproximativ 3,9 km. Cei doi parteneri, Mehedințul și Golubăț, se află la cel al treilea proiect comun pe bani europeni și cum colaborarea s-a făcut până acum cu succes, autoritățile din Mehedinții nu exclud varianta depunerii altor cereri de finanțare în parteneriat. Relația noastră de colaborare cu primăria localității Golubăț este destul de veche. Suntem iar de la al treilea proiect în parteneriat cu Golubățul. Primele două proiecte au fost implementate cu succes și avem așteptări că și în continuare s-ar putea să mai depunem cereri de finanțare în parteneriat cu partenerii noștri sârbi. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Radin Georgescu, spune că acest proiect de asfaltare este absolut necesar pentru dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere prin îmbunătățirea accesibilității locuitorilor, cât și turiștilor în zona de nord a Mehedințiului. Din punctul nostru de vedere al celor de la Consiliul Județean și nu numai, sunt convins că și din punctul de vedere al comunelor care beneficiază de această modernizare a drumului județean, un astfel de proiect era absolut necesar pentru că știți bine că acel tronson de 5 km și jumătate este neasfaltat, ne cauza probleme pe timp de iarnă din cauza zăpezii, pe timpul celorlalte anotimpuri din cauza ploilor, mereu era nevoie să intervenim, mereu suna primarul comunei Cireș și mai venea și primarul comunei Podeni, domnule, faceți ceva cu acel drum. Mai mult decât atât, în zona respectivă avem atâtea obiective turistice și nu cu mult timp în urmă a fost sărbătoarea peșterii Proponița și se asigură accesul, prin reabilitarea acestui drum, se asigură accesul la aceste obiective turistice. Proiectul contribuie la creșterea calității drumurilor județene pentru că noi ne-am propus încă de anul trecut ca în acest mandat să asfaltăm cea mai mare parte a drumurilor județene care erau într-o stare de degradare avansată sau care nu erau asfaltate. Și așa cum s-a constatat, în aceste luni am făcut pași semnificativi în acest sens, în sensul că am obținut finanțare din fondurile europene pe programul operațional regional pentru acel drum strategic, o lungime de 110 km. Am obținut finanțare pe acest drum, depunem alte cereri de finanțare pentru alte drumuri pe Suiet. V-am vorbit mai devreme de drumul de la Ilovița. Al doilea drum pe care vom depune pe Suiet este acela de la Maloveț-Marea și de ce nu intenționăm să depunem și pe 606A, pe acel drum de la Balota până la Izvorel. Pentru mulți este cunoscut ca drumul care asigură accesul la aerodromul din Balota, unde avem în fiecare an acel eveniment extraordinar și care necesită de urgență să fie asfaltat. În Serbia se vor realiza 3,9 km de drum nou. Beneficiarii este localitatea Golubăț, iar oficialii de aici spun și ei că așteaptă ca împreună cu Mehedințiul să depună alte proiecte pentru finanțarea europeană. Drumul ăla vreți să legăm cu alții comune să fie mai aproape la primăriei Golubăț și scurtăm drumul până la Beaul de 20 de km. Vreau să facem și lați podicului, apar acum avem bună gospodarță. Cei mai mulțumiți sunt însă beneficiarii acestui proiect, și anume locuitorii din cele două localități, Bunaica și Cireșu. De 10 de ani așteaptă asfaltarea, care acum este tot mai aproape de ei. Sunt
impresionat și el și lucrurile comunicereșul și cei care tranzitează acest sector de drum, pentru că în final s-a reușit să se obțină finanțarea pentru el. Vă spun că au trecut 25-27 de ani de când am venit la primărie și ne-am dorit ca acest sector de drum să se poată realiza, să se poată asfalta. De fiecare dată, cum spuneau și cetățenii, la sărbătoarea Cetăpânița, care această sărbătoare s-a ținut tot în menirea și dezvoltarea zonei a Peștelui, asfaltarea drumurilor și așa mai departe, era și asfaltarea acestui drum. Toți veneau, promiteau și nu s-a reușit. Țin să vă mulțumesc că trebuia să așteptăm, nu? Poate până când ajungeți dumneavoastră președintea Consiliului Județean, să putem să reușim să obținem această finanțare și vă spun că acest drum asfaltat duce la dezvoltarea comunei Cireșu, la comunile vecinate celor care sunt lângă comuna Cireșu și dezvoltarea turismului în ceea ce privește Cofesul Casei Peștera Tăpânița Evoran. Proiectul finanțat prin programul Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, axa prioritară 3, mobilitate durabilă și accesibilitate, măsura 3, 1, mobilitate și infrastructură de transport și servicii, are o valoare totală de 1,9 milioane de euro și vizează îmbunătățirea infrastructurii rutiere, ce face legătura între localitățile din Mehedin și din Golubăț.